și evită să explice public că probabil într-o lună, două, trei avem, o să avem la dispoziție și alte vaccinuri care sunt mult mai sigure datorită faptului că au folosit tehnologia aceea care a dat rezultate zeci de ani. Asta spun, eu nu sunt antivaccinistă și nu voi fi niciodată. Sper ca domnul Simona, Cristian Tudor Popescu să priceapă. Da, te rog, Ovidiu Zară, imediat domnule Chitic, vă rog. Simona, da. Nu vă supărați, o iubesc pe doamna doctor, îi spun în seara asta că o iubesc și o urmăresc. Este una dintre vocile care spun adevărul cu orice fel de risc. Oameni buni, citiți pe internet, căutați deja, se numește Dr. Mike, M-I-K-E, Iadon, W-Y-E-A-D-O-N. A fost vicepreședintele Pfizer vreme de vreo 30 de ani. Omul ăsta a făcut vaccinuri, omul ăsta a făcut studii. Omul ăsta spune în felul următor, că nu vaccinezi oamenii a căror viață nu este în pericol din cauza unei boli. De asemenea, spune el, nici nu plănuiesc să vaccinez milioane de persoane perfect sănătoase cu un vaccin care nu a fost testat în mod extins pe subiecti umani. Și încheie Simona spunând ce zice acest om care a lucrat în cadrul Pfizer vreme de 30 de ani. Persoanele care au fost infectate de una sau mai multe din aceste endemii, gripe comune care au produs coronavirus în trecut, au imunitate, adică celule T, durabilă și robustă, nu doar la acești virus, dar și la virus cu grad mare de rudenie. SARS-CoV-2 este unul dintre acești virus strânși înrudiți. Păi dacă un om care a lucrat în cadrul companiei acelea vine și spune, bă, aveți atenție, nu vă grăbiți, faptul că nu există studii științifice în ceea ce privește, căutați dacă veți găsi studii științifice în ceea ce privește acest vaccin BioNTech sau Moderna. Nu există. Simple studii științifice aflate încă în lucru sunt cele de la ăsta, la virus, vaccin care spunea doamna doctor. AstraZeneca. AstraZeneca. Există opinii medicale. Oameni buni, dacă eu v-aș chema, pun pe OLX acum o poză cu o vilă și spun că vreau să o vând, cineva îmi dă banii ca acea poză, fără să vadă vila respectivă, să vadă casa. Noi suntem în situația în care facem un vaccin fără să știm ce există în lăuntrul lui. Există studii care spun că după rapel s-ar putea să apară multe probleme. Da, vă rog, domnule Chitic. Deci eu încă o dată aș face un apel către toți cei care ne privesc acum. Pentru a beneficia de un tratament medical